Atunci când simți că iluminarea nu este totală. Fiecare experiență te poate readuce în spațiul fără de experiență, în spațiul ce permite experiențelor să se desfășoare. Sinele tău nu este o acțiune, de aceea dacă vrei să te iluminezi, nicio acțiune nu te va ajuta, pentru că acțiunile înseamnă minte, acțiunile înseamnă mișcare, acțiunile creează obiectele. Iar obiectele există doar pentru că există acest spațiu dincolo de orice concept ce le permite să existe. Este gluma pe care și-a făcut-o conștiința ei însăși atunci când se aruncă în experiența umană. Pentru a se regăsi pe ea, tot ce are de făcut este să nu mai facă nimic. Observ și în consiliere cu ființele pe care le întâlnesc. Majoritatea au gustat într-un fel sau altul din asta. Însă, totuși, ceva acolo în interior se preface a fi nesatisfăcut, șoptind că nu e tot, că trezirea nu este încă totală, iar acest gând crezut este pentru mulți căutători, ceea ce o face de fapt să nu fie încă totală. Descoperă că atunci când ești aici, liber de toate conceptele, văzând clar orice mișcare și realizând clar că tu nu ai cum să fii atins de gândurile, de emoțiile sau de stările ce le percepi, asta e tot. Asta e tot. Nu mai căuta și brusc este totală. Ce dacă se întoarce persoana la suprafață? Ce dacă aparent uiți? Cine ce anume uită? Cine ce anume este interesat de persoană? Din punctul acesta este vorba doar de experiența directă a ceea ce ești. De a confirma ori de câte ori simți că este nevoie spațiul conștiinței tale. Asta este de fapt maturizarea ta spirituală. Bucură-te de tot ce îți dă viața și fii recunoscător. Este pentru tine, pentru a vedea din ce în ce mai clar și pentru a ajunge în punctul în care nu mai există cineva care să se plângă că iluminarea nu este încă totală. De aici te îmbrățișezi cu încredere totală în inima ta, cu încredere totală în viață. Tot ce trebuie să se întâmple, o face deja. Relaxează-te. Ești deja asta.